Comunitatea de pe Valea Barcăului a fost în sărbătoare duminică cu prilejul Zilei Comunei Valcău de Jos, un eveniment ce a adus la oaltă reprezentanții ai zonei politice, religioase, culturale, dar și sătendornici să se bucure împreună de Ziua Comunei lor. Ziua Comunei Valcău de Jos a adunat astfel comunitatea în jurul unui eveniment ce a animat o zi de duminică într-un mod plăcut și relaxant pentru cei care au participat. Nici ploaia care a căzut nu i-a speriat pe localnici care au participat într-un număr mare la activitățile propuse de organizatori. Printre momentele importante ale evenimentului s-a numărat inaugurarea căminului cultural din localitate. De rugăciune susținut de un sobor de preoți în noul cămin cultural al comunei. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorile, Sfântate, Dorurile, care prezătite în ieși, toate le plinești, Hristie, rămânătăților și dezătură de viață, vină și te sărășește într-un noi și ne crescește pe de toată întindarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește pe noi, Doamne, mântuiește păcatele noastre, stăpâne iartă foarte vecile noastre, iată și vindecă neputințe noastre cu Dumnezeu. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ce ne izbăvește cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. La final a fost ridicat un parastas în amintirea eroilor neamului, după care au urmat câteva gânduri transmise de preoții prezenți la eveniment. Echipa care s-au gândit
să facă această locație, să o construiască. Felicităm pe aceia care apoi au finanțat, s-au gândit, au ajutat într-un fel sau altul să se ridice acest lăcaș. Zic ca să-i aplaudăm din toată inima. Astăzi la Bacău se unește politicul cu religiosul și este un lucru bun. Și asta a fost încă de mii de ani. Dar ceva special pentru Bacău, pentru că ne regăsim cu toții pe paginile Sfintei Scripturi, acolo unde este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 31 în jos, unde își vorbește despre judecata viitoare și spune că Iisus Hristos va veni cu toți îngerii să judece neamurile, indiferent de religie, indiferent de naționalitate. De la Căminul Cultural a pornit cuvântul și mesajul Caravanei Unirii, care a transmis pe ulițele Valcăului un mesaj de iubire și dragoste de neam. Suntem așadar într-o cetate a culturii. Felicitări, domnule primar, felicitări Consiliul Local al Comunei Valcău de Jos, pentru că, uite cum, în an centenar, dăruiți această luminoasă clădire pentru cultură. Și cred că nu este întâmplător să ne întâlnim aici, preoții, și noi cei din lumea culturii sălăjene, pentru că proiectul nostru, atât de frumos numit Caravana Unirii, un proiect susținut de Prefectura Județului Sălaj, de Consiliul Județean și împreună cu instituțiile județene, Muzeul Județean de Istorie și Artă, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, vă salută cu iubire și cu unitate. Sunt două cuvinte pe care trebuie să le avem mereu în suflet. Iubire, pentru că atunci când iubim, nu putem să-l supărăm nici locul, nici omul pe care îl iubim. Unitate, pentru că în istoria noastră, românii au demonstrat că atunci când au fost uniți, au urmit lumea întreagă. Avem așadar în fața noastră trei cărți. Una dintre ele este Cartea Trecutului, pe care cu multe jertfe au scris-o eroii neamului românesc. Din jertfă s-a născut unirea. Iar noi, cei din lumea cărții, vrem să purtăm în acest an înțelepciunea vremurilor peste tot. Nu întâmplător, dragi frați, dragi vărcoași, dragi invitate Comunei Valcău, ducem cu noi steagurile. Sfântul steag al României, care a fost purtat în toate bătăliile și a fost dus și la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, un steag al Caravanei Unirii în județul Sălaj, în care dorim să avem înscrise toate localitățile județului. Acest steag va rămâne peste timp ca o carte de vizită a noastră, a celor de azi, să vadă cei ce vin, că am respectat cei 100 de ani de la Marea Unire. Ajunsă pe scena evenimentului, Caravana a deschis programul pregătit de organizatori, un program ce a cuprins momente muzicale specifice zonei, dar și cuvântări de suflet. Identitatea națională are niște elemente importante în jurul ei, cum sunt religia, credința, cultura, chiar și tradiția, la ea vreau să ajung, și să o leg cumva pe tot ce înseamnă comunitatea din Valcău, aici, pe Valea Marcăului, da? În comuna dumneavoastră găsim o zestră inestimabilă, o tradiție culturală, sport, dans, tot ce doriți. Cred că avem de toate aici și pentru asta o să spun, dragi vulcani, că puteți să fiți mândri. Acasă este acolo unde te întorci mereu cu drag. Acasă este acolo unde ai văzut lumina zilei, unde te-ai născut. Acasă este acolo unde găsești școala în care te-ai format, biserica în care te-ai botezat. Acasă este locul în care îți regăsești prietenii din copilărie. Acasă este
locul în care își dorm somnul de veci strămoșii noștri. Pentru mine și pentru dumneavoastră, acasă este Valcău. Pentru dumneavoastră, pentru toți cei care simt că acasă este în Valcău, această sărbătoare merită să fie continuată. S-a vorbit foarte frumos la inaugurarea Căminului Cultural despre semnificația anului 2018, anul centenar, centenarul Mariu, când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. S-a vorbit despre unitate, despre iubire, despre dragoste între oameni. Aș vrea să cred că România anului 2018 nu este dezbinată. România anului 2018 nu trebuie să fie dezbinată și nu va fi dezbinată dacă ea va fi construită pe cei doi piloni fundamentali pe care s-a construit România Mare. Școala și biserica. Suntem acum în an centenar și pe lângă această analiză să ne uităm în urmă în cei 100 de ani ceea ce s-a făcut bine, ceea ce s-a făcut rău. Este un moment de bilanț și acum am avea posibilitatea, șansa deosebită ca împreună, așa cum s-a făcut apel și în cămin și aici, să fim mai uniți, să privim cu speranță spre viitor și doar cum s-a reușit păstrarea identității noastre naționale, am reușit doar prin credință și prin educație. Și o să închei cu ceea ce spunea întemeitorul școlii românești, Spiru Haret, așa cum arată școala astăzi, așa va arăta țara mâine. Ziua Comunei Valcău de jos a oferit celor prezenți diferite momente artistice și culturale menite să marcheze acest eveniment într-un mod aparte, iar una dintre cele mai îndrăgite momente muzicale au fost ale interpretei de muzică populară, Sava Negrean Brudașcu. La 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 la. Mulți mândrar vreau să mor, să rămâie vadea lor, ai, ai, la la ta, da, da. Vadea lor nu le rămâie, re, 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 la ta, ai, ai, la la ta, da, da. Când e morul după mine, ai, ai, la, la la ta, la la ta, da, da, da. Ca să bagi lângă drum, ferești o domnie de tun, ai, ai, da, 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 da. De nașii să fie a mea, ai, da, 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 ai, ai, da, 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 da. De domnie cu tunul e, ai, da, da, da. Judecă-mă să trăiesc, ai, la, 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 ai, hai, la, 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 la. Și ce-mi place să iubesc, ai, la, 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 ai, la, la, da, ai, la, la, da, la, la. Așadar, vâlcăoanii și toți cei prezenți la eveniment s-au bucurat împreună de o zi plină de momente pe gustul sufletului de român.